dragii noștri, bine ați revenit în prima emisiune a colegiului nostru din acest an școlar. S-au întâmplat multe de la ultima noastră emisiune, căci așa este viața, bogată în evenimente. Începem așadar cu marele eveniment de toamnă al oricărui liceu care se respectă, Balul Bobocilor. Anul acesta, într-o formulă de prezentare diferită față de anii trecuți, Balul Bobocilor s-a desfășurat la Casa de Cultură a orașului nostru. Avem imagini de la acest eveniment, iar reporterii noștri au aflat diverse opinii. Carina Nistor, câștigătoarea premiului al doilea la Balul Bobocilor al Colegiului Național Traian Dora. Carina, ce te-a îndemnat să participi la acest bal? Păi, m-am gândit la prietenilor, mi-au spus că au fost să particip, că va fi o experiență foarte frumoasă și se va merita. Cum ți s-a părut această experiență? S-a părut o experiență frumoasă, alături de persoane superbe cu care am făcut amintiri de neuitat. Îți mulțumesc pentru răspunsurile de tale. Bună, alături de mine se află Daiana Gurgu, participantă la Balul Bobocilor din anul 2017 al colegiului nostru. Daiana, sinceră să fii, ai avut emoții? Da, cu siguranță cred că au fost printre cele mai mari emoții pe care le-am trăit în viața mea. Când am văzut câte sute de persoane erau în public, am avut emoții foarte mari. Cum ți s-au părut probele și la care crezi că te-ai descurcat cel mai bine? Probele au fost foarte distractive, creative și eu consider că la proba de talente m-am descurcat cel mai bine. Și s-a observat acest lucru și te felicit. Îți mulțumesc pentru răspunsurile tale. Mulțumesc! Bună ziua! Iată-mă alături pe Miss Boboc 2017 al Colegiului Național de Doda Maria Beghia și Mr. Boboc Popescu Adrian. Maria Beghia, te-ai așteptat să iei locul acesta? Nu mă așteptam să iau acest loc, chiar dacă am așteptat Balul Bobocilor de înainte să înceapă liceul. Bine, iar tu? Te așteptai la acest loc? Inițial n-am vrut să particip, doar că cu sprijinul mai multor prieteni și insistențele lor a fost să particip și niciodată nu aș fi gândit așa că aș putea să iau ceva. Am participat doar pentru experiența asta unică și pentru simplul fapt că e o experiență. Această experiență v-a ajutat să vă integrați mai bine în liceu? E un grad mai mare de popularitate, dar nu cred că aș putea spune că am un grup mai mare de prieteni. Doar cunoștințele. Pentru mine, cel puțin, nu mă simt superior sau așa. Pur și simplu, sunt la fel ca înainte. E așa, de ceva normal și nu. Și în final, să fiți pe viitor, nu poți participe? Da, participați pentru că nu aveți nimic de pierdut, doar experiențe frumoase, lucru în echipă și premii. Iar tu ești să participi? Da, da. Adică e o experiență unică și chiar se merită. Bine, mulțumim! Am alături de noi pe MIV, eleva Colegiului Național Traian Doda, în clasa a 12-a D, și să ne spună câteva cuvinte despre cum s-a integrat ea în urmă cu 4 ani, fiind boboacă. Îmi aduc aminte cu nostalgie și cu drag de prima zi de liceu. Eram foarte curioasă de tot ce se întâmplă în clădirea acea mare și de cum sunt colegii din clasele mai mari. Fiind o fire foarte deschisă, m-am integrat ușor, foarte ușor chiar, în liceu și faptul că am un frate mai mare care mă ia mai mereu cu el m-a ajutat să nu mă tem de cei superiori mie. Și ne poți spune câteva cuvinte și despre vocii noștri și ce sfatul le poți da? Unul dintre sfaturile mele și cred eu cel mai important este să fie deschiși. Într-adevăr, în clasa noua tentațiile sunt foarte mari și elevii încearcă să se comporte precum cei mai mari, dar ei nu trebuie să se grăbească să crească, să ia totul pas cu pas și să se bucure din plin de această perioadă, pentru că cu siguranță este și va rămâne cea mai frumoasă perioadă din viață. Mulțumesc! Miv, am văzut că toată lumea a lăudat balul de anul acesta și am vrut să întreb care au fost secretele din spatele scenei. Se zice că tot ce e frumos trece repede, așa a fost și cu balul nostru. Secretele care stau în spatele balului. Cred că cel mai important secret este că am format o echipă mare și frumoasă, care a știut să-și îndeplinească fiecare sarcină și să facă ca acest bal să fie așa cum ne-am dorit și așa cum ne-am propus.
am legat prietenii frumoase și pe lângă momentele în care ne-am ciondănit, am râs și tot ce am făcut, am făcut pentru bobocii noștri și să facem mândru acest colegiu. Am încercat să aducem ceva nou, să venim cu ceva nou pe piață și o experiență în plus pentru bobocii noștri. De la un eveniment monden trecem la unul cultural, un concurs de lectură intitulat Bătălia Cărților. Domnul director al Bibliotecii Municipale și Denisa Dragomir ne vor furniza mai multe informații. Bună ziua, suntem astăzi alături de domnul Mircea Moscovici la biblioteca din Caransebeș și vrem să-i punem câteva întrebări legate de cum a decurs Bătălia Cărților, concursul care s-a desfășurat luna trecută. Vreau să-mi spuneți ce așteptări ați avut de la marea finală și dacă s-au îndeplinit. S-au îndeplinit din punctul nostru de vedere al organizatorilor. Acțiunea a fost un succes, această activitate. Nu găsesc decât superlative la adresa ei. Cele mai mari premii, cel mai calificat și complex juriu, cei mai pregătiți elevi. Deci, așa cum a zis, totul la superlativ. Au fost și câteva mici inadvertențe între ce doream noi la finalul acestui concurs sau cum am dorit să se finalizeze și ce am avut în fapt. Mă refer aici la evaluarea finală. Am înțeles că sunt câțiva elevi care au fost un pic nemulțumiți sau simțit nedreptățiți, cu toate că noi am avut un juriu larg, așa cum a zis, 8 doamne, profesoare, bibliotecare, dar și formatori de opinie în afara spectrului didactic, au făcut parte din juriu. Noi, de altfel, am pregătit fiecărei membre a juriului câte o foaie cu toți finaliștii în care am dorit să dea niște note. Chestia a fost că, nu știu de ce, mi s-a părut anormal și s-au spus mai impresiile. Și la final le-am trezit în postura ca fiecare să zică mie mi-a plăcut mai mult prestația cutărului elev, profesoară sau altă persoană altceva și s-a decis foarte repede. Și părerea mea că n-am avut toate criteriile la anul, de altfel dorim să punem niște criterii clare. De exemplu, să zicem, să se acorde pentru fiecare elev o notă sau un punctaj pentru munca depusă în crearea cărții preferate, pentru dezinvoltură, pentru elocvența, arta de a vorbi frumos, prestația de moment. Atunci mi se pare mult mai transparent și copiii, mă gândesc că toți o să fie încântați că, și nu o să se simtă nedreptățiți că au fost altul mai bun. Acum, na, vorbim de niște premii mari. Bineînțeles, cei care le-au luat sunt foarte bucuroși, cei care nu le-au luat, dezamăgiți, se așteptau, aveau mari speranțe. Am văzut niște fete, au venit, au făcut o scenetă foarte frumoasă, deci au integrat în concurs, i-au inclus și prietenii de-ai lor, au venit cu galerie, ați văzut. Da. Chiar aici în față am un poster, un panou de prezentare a unei lecturi și mă gândesc că mult a muncit persoana care a prezentat cartea pentru a-l face. S-a zis normal nedreptățită că din 27 de finaliști cât am avut, cred că 25 au fost fete și 2 băieți. Ei, culmea, cei 2 băieți au câștigat concursul și la copii și la adolescenți. De ce? Probabil pentru dezinvoltura cu care au vorbit, n-au avut trac, nu emoție, nu nimic. N-au pregătit nimic special. Fetele din fire, mai emotive, mai... Na. Au avut puține emoții și probabil asta a contat în departajarea care m-a zis că a fost un pic așa pe repede înainte. Și asta vrem să remediem. Ce pregătiți pentru următoarea ediție? Pentru următoarea ediție, în primul rând, vrem să debutăm odată cu toate bibliotecile publice din țară în luna martie. Anul acesta am început concursul în aprilie. Până ne-am format o opinie, v-am zis, am avut mai puține cărți decât ne așteptam față de numărul vostru de elevi. Am avut câte 2 exemplare din fiecare carte anul ăsta din start. O să cumpărăm 5 și vedem dacă trebuie să suplimentăm, vom suplimenta. Să vedem lista de cărți. Noi, din câte am înțeles de la doamna director, care Clara Constantin, la Paul Iorgovici, putem face și propuneri pentru cărțile din bibliografia propusă pentru concurs și la copii și la adolescenți. Vrem să propunem
chiar cărți ale autorilor locali. Poate reușim să, pe această listă, să introducem una, două, să-i și cunoașteți, bine, și pentru voi și pentru noi, să-i și promovăm. Și astea ar fi propunerile de început, de debut. Și după aia vedem cum se desfășoară, cum se desfășoară, cât participanți avem și premiile am sperat să fie și mai mari anul acesta, dar învățând din prima ediție, sperăm ca la finalist să acordăm tuturor, că toți până la urmă au meritat pentru efortul depus ceva un pic mai consistent și să avem două, trei premii mari ca și în acest an pentru dezbaterea finală. Aici dorim ceva mai consistent și poate mai echilibrăm un pic la cele 10 fișe și la cea mai bună fișă la cartea anului, aici undeva niște premii, să fie peste finaliști, dar nu cu atât de mult. Până la urmă, cititorul anului e cel mai important. Și restul premiilor tot să se simtă motivați să vină și la o viitoare și viitoare ediție. Să aibă mai mult succes. Da, să aibă mai mult succes. Și cum a decurs marea finală? În ce au constat bătălia până la urmă? Păi, așa cum a știut de la început, au fost concursul desfășurat pe două categorii de vârstă, 11, 13, 14, 18 copii și adolescenți. 10 cărți au trebuit citite într-un interval la noi, la Caransebeș, prima ediție 5 luni, din luna, sfârșitul lunii aprilie până luna septembrie. Pe măsură ce citeați o carte, o treceați în carnetul de lectură și acordați un punctaj. Cartea care a acumulat cele mai multe puncte a devenit astfel cartea anului. La copii am avut cartea anului, Poliana, Jocul Bucuriei, la adolescenți, zi după zi, David Levitan. Chiar am făcut, eu știu, un pic, am plecat de lângă regulamentul de bază care face Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj, care a fost inițiatoarea proiectului, și ne-am adaptat pe plan local, astfel că am acceptat pentru cea mai bună fișă cartea de lectură și copiii care n-au citit toate 10, de exemplu la adolescenți, știu, da. La adolescență am avut surpriza ca o fată care citise doar 5 cărți să câștige premiul pentru cea mai bună fișă de lectură la cartea anului, pentru că am zis, dacă au citit 5 cărți, au venit la finală, ori a avut inspirația să citească exact cartea care a devenit cartea anului, da. Bun, cartea anului a fost votată doar de finaliști, că ei puteau să-și facă o impresie că le-au citit toate 10, integral. Dar de ce să nu aibă și ceilalți copii șansa? Că poate din diverse motive n-au putut să le citească pe toate 5. Că au fost vacanța de vară, s-a interpus, mai au și alte activități, temele de final de an școlar. Cam ăștia sunt așteptările pentru viitor. Acum ne vom adapta în funcție, v-am zis, de câți cititori vor fi, ce cărți, să vedem cum le găsim, că am avut o problemă în acest an la copii cu volumul Tomi o poveste, care l-am găsit într-un singur exemplar. Și fiind, de exemplu, 16 finaliști la copii, normal că n-au putut să-l citească toți, că nu s-a putut rula o singură carte la toți copiii. Dar, și mai ales că aveau termen. Da, și aveau termen. Am acceptat până la urmă să intre în finală și 2 sau 3 copii care au avut numai 9 cărți citite aici. Tocmai de aia vreau să pornim și noi în acest an din martie, să luăm cărțile, să știu o martie când e lista la nivel național când apare și din aprilie deja să fie undă verde, să ca toată lumea să apuce să termine da, și termenul să fie în septembrie, să nu mai lăsăm pentru octombrie, că cum am zis, fiind octombrie, sunt multe fișe, membrii juriului au o sarcină grea. Că 27 de finaliști la Caransebeș, v-am zis, ori 10 fișe, 270 de fișe, plus ceilalți care n-au devenit finaliști, dar au citit și ei, la adolescență au fost 10 participanți, mai 5 fișe, mai 50, 27 da. Cu 50, 320 de fișe. Pentru orice membru a juriului, mult, ca în două zile, să obiectiv să se uite pe fiecare și să... Ar fi ideal să primească fișele imediat după ce le imediat după ce... Și din septembrie aveam timp. Ori și fost mulți membri al jurului. Anul ăsta mă gândesc, de exemplu, să ne adresăm, v-am zis, și scriitorilor locali, da? Să facă parte din juriu. Pe lângă asta, ei nu vă cunosc. Și cu siguranță sunt mai obiectivi. Da.
n-au niciun parti pris, nici nimic, nu mai există. Că până la urmă ne uităm la câștigătorii celor două concursuri, avem copii de la 3 ani, dar și de la ce deloca. De la cele două colegii, dar au fost copii foarte bine pregătiți și de la Decebal și de la Dacia și mulți au zis, păi în jur erau patru membri de la CD Loga, doi de la Traian Doda și probabil s-au simțit un pic de trebuie, deci m-ați chemat mai mult. Dar de vreme ce vor fi scriitori, bibliotecari, ne mai gândim și la alți formatori de opinie, mă gândesc că nu o să mai fie o așa problemă. Sigur. Da. Sperăm că ediția care urmează să aibă mai mult succes și să venim să vă mai întrebăm, să mai luăm cât un interviu și oricând, cu mare după plăcere. Ediția următoare. Da. Vă mulțumim și să sperăm că va avea succes. Eu sunt convins. Acum depinde și de voi. Să fim sinceri că și dacă voi vă implicați și sunteți la fel de deschiși la această activitate, cu siguranță va avea succes. Noi vom face tot posibilul ca și organizatori să fie bine. Finala concursului Bătălia Cărților a avut loc în data de 26 octombrie în aula 1 decembrie 1918 a primăriei municipiului Caransebeș. Acest concurs s-a desfășurat pe două categorii de vârstă, 11-13 ani copiii și 14-18 ani adolescenții. Regulile care au stat la baza acestui concurs presupuneau citirea celor 10 romane și întocmirea celor 10 fișe de lectură. Din cei 77 de elevi înscriși la concurs, toți cei 42 care au participat la această acțiune, 27 fiind finaliștii concursului, au fost răsplătiți cu premii generoase constând în diplome și cărți. Referitor la prezentările de carte făcute în timpul finalei de concurs, câțiva elevi s-au remarcat prin prezentarea diferitor planșe, prezentări PowerPoint sau scenete. Din colegiul nostru s-au remarcat elevele, cum Ana Adriana din clasa 12-a cu cea mai bună fișă de lectură la cartea anului, Stancu Adriana din clasa a 11-a D cu cele mai bune 10 fișe de lectură. Eleva Izabela Radoșeviș din clasa 12-a s-a remarcat prin recenzia de carte, o prezentare critică a conținutului. La categoria 11-13 ani, cititorul anului a fost Benec Constantin de la Colegiul Național CD Loga, iar la categoria adolescenți, Alexandru Cherșa, tot de la Colegiul Național CD Loga. Cei doi vor putea reprezenta Biblioteca Municipală Mihail Halici Caransebeș la următoarea fază a concursului, care va avea loc în luna aprilie la Cluj-Napoca. Activitatea a reușit să adune elevii din toate școlile orașului, iar atmosfera a fost cât tensionantă prin emoțiile transmise de prezentatori, cât relaxantă datorită motoului prin lectură, toți suntem câștigători. Rămânem tot în domeniul cultural, căci urmează momentul carte-film. Colega noastră, Izabela Radoșeviș, va prezenta o carte nouă apărută, iar colegul Daniel Drăgan ne va face o invitație la film. Publicată inițial independent, cartea lui Rupi Kaur a vândut până în anul 2017 peste 1 milion de copii internațional, valorificând teme precum violența, abuzul, pierderea, iubirea și feminismul. Împotriva amenințărilor inițiale de a fi exclusă din cercuri prestigioase literare, cartea a fost totuși publicată în anul 2014, numai pentru a deveni un succes internațional din anul 2015, iar la scurt timp după aceasta a fost realeasă de către editura Andrews Publishing pentru a fi republicată. Din iunie 2017, cartea a fost tradusă în 25 de limbi, iar în iulie aceluiași an a apărut deja al doilea volum al scriitoarei, The Sun and, Her Flowers, sau pe română Soarele și Florile ei. Intitulată Milk and Honey, sau pe română Lapte și miere, cartea este o antologie de poeme, proze și ilustrații desenate de mână, împărțită în 4 secțiuni intitulate The Hurting, The Loving, The Breaking și The Healing. I want to apologize to all the women I have called pretty before I've called them intelligent or brave. I am sorry I made it sound as though something as simple as what you're born with is the most you have to be proud of when your spirit has crushed mountains. From now on, I will say things like, you are resilient or you are extraordinary, not because I don't think you're pretty, but because you are so much more than that. Thor Ragnarok stă sub numele noului, al inovației cinematografice, atât prin acțiunea structurată cu mult umor, cât și prin grafica complet nouă, efectele speciale reprezentând un punct cheie al succesului.
Încă din primele clipe, Thor, interpretat de Chris Hemsworth, deschide orizontul comicului prin tachinare adresată lui Surtur, fapt ce ajută persoana care vizionează să-și creeze o stare relaxată, sporind plăcerea vizionării. Acest lucru a reprezentat o marcă foarte adorată în rândul celor care au vizionat, anume oscilația puternică între diferite cadre, apariția unui umor spontan, formând, per ansamblu, idealul unui film modern. O structură complet intensă și cu un caracter serios nu poate surclasa ceea ce publicul preferă. Noul, spontaneitatea și oscilațiile, creând suspans, emoție și adicție. Acțiunea antrenează atât personaje vechi, ce ajută la închegarea subiectului și al cursului urmărit de film, cât și personaje noi, printre care se numeră Korg și Mick. Totuși, ceea ce concentrează filmul în prim plan se regăsește chiar în titlu, Ragnarok, desemnând în traducere liberă apocalipsul Asgardului, ținutul mitic evocat. Introducerea lui Thor de a salva Asgardul îi face să formeze o echipă, formată din el, Loki, fratele său, Valkyrie și Bruce, fiind numită Revengers. Lupta acestea împotriva tendințelor malefice de distrugere ale Asgardului nasc scene palpitante și, de asemenea, închegate cu momente dramatice, emoționale și chiar umor. De asemenea, Thor Ragnarok este considerat, față de celelalte două filme precedente cu Thor, o schimbare radicală, încercându-se tratarea personajelor cu mai puțină seriozitate, scoțând la lumină identitatea vulnerabilă a fiecăruia, practic latura umană. Toate acestea au consolidat crearea unui film reușit și de avangură internațională. Părerea mea este că a fost un film reușit, umorul înrădăcinat puternic în acțiune fiind elementul meu favorit. Totodată a reprezentat o sursă de inspirație foarte puternică, făcându-mă să apreciez mai mult ficțiunea și sensul adevărat al prieteniei prin puterea fiecărui om de a o manifesta. Recomand absolut tuturor celor pasionați de ficțiune să vizioneze acest film. Momentul de sport este dedicat campionatelor de fotbal și volei din școală. Urmează imagini de la meciurile desfășurate în curtea școlii și interviuri cu Paidola Flavius și Raul Antistescu. Preda! Preda! Mult băgați am! Doamne, care gala la ultima fază ar fi. Ultima fază! Achiru de tigeta! Achiru de tigeta! Aici alături de Flavius Paidola, elev în clasa 10B, clasă care a reușit să câștige atât campionatele de fotbal, cât și pe cele de volei. Flavius, dacă ai putea să ne spui câteva cuvinte despre aceste două campionate de volei și de fotbal, cum ți s-au părut? Au fost două campionate foarte intense, mai ales cel de fotbal, în care toată echipa a dat tot ce a fost mai bun din ea pentru a câștiga, ceea ce am început. La volei am avut o misiune mai ușoară, din noroc, aș putea spune, pentru că clasele mai mari nu au avut o echipă. Da, dar la volei au participat mai puține clase, 4? Da, 4. Am avut 3 meciuri și tot a fost campionat. Ați crezut că, înainte de începerea acestor campionate, ați crezut că veți putea câștiga? Nu tocmai. Am fost pesimist, pot să spun. Nu știam ce se poate întâmpla. Orice era posibil. Chiar proful de sport a susținut că, în cazul campionatului de fotbal, a fost o mare surpriză. Părerea filtrea. Da. Sunt aici alături de Raul Antistescu, capitanul echipei de fotbal din clasa 10B, clasă care a reușit să câștige atât la fotbal cât și la volei campionatele. Raul, ai putea să ne spui câteva cuvinte de experiența pe care ai avut-o de-a lungul campionatului de fotbal? A fost o experiență frumoasă. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Toți am fost uniți, am luptat și am demonstrat că, indiferent de vârstă, putem să câștigăm. Da, ați fost o adevărată echipă, am putea spune.
Și mai vreau să te întreb încă ceva, Raul. Credeți că veți putea câștiga și următorul campionat din semestrul al doilea? Depinde de noi. Noi sperăm, trebuie să luptăm ca și anul acesta, să fim toți motivați și dacă se poate, vom câștiga și anul. Sunt aici cu domnul Pascal Alexandru, profesor de sport la Colegiul Național Traian Doda și o să-i pun câteva întrebări despre campionatul de fotbal care s-a ținut în ultimele 3 săptămâni. Domnule profesor, îmi puteți spune de ce s-a ținut acest campionat de fotbal prima oară? De ce, cum v-a venit ideea să îl organizați? La solicitarea Asociației Sportive din școala noastră, începând din 25 octombrie, desfășurăm campionatul de fotbal și de volei la clasele 5-8 și 9-12. Au participat echipele din aceste clase. Elevii au fost foarte încântați de ideea Asociației Sportive. Am lăsat la organizarea elevilor acest campionat chiar și arbitrajul, am desemnat elevi care au abilitățile necesare pentru arbitraj și pentru organizarea meciurilor. Noi sperăm că este o idee de bun augur și că va fi renoită și în primăvară, eventual în anul viitor, depinde de Asociația Sportivă dacă ia inițiativa. Acest campionat care sperăm să implice cât mai mulți elevi din clasele 5, 8 și 9, 12 a fost organizat pe niveluri de clase. Astfel, la clasele 5, 6 a câștigat, spre surprinderea noastră, clasa a 5-a B, iar la clasele a 7-a și alta clasa a 7-a, finala fiind disputată la gimnaziu între clasele a 7-a și a 5-a B, bineînțeles, fiind mai mari, au câștigat cei din clasa a 7-a. Pe capitanul de la clasa a 7-a, pentru a fi recompensat pentru meritele lui deosebite, l-am implicat și în organizarea lotului care a reprezentat liceul în competițiile la nivel local. Sperăm să fie o idee care a creat în rândul elevilor un interes deosebit și care va fi și în continuare bine primită de către elevi, fiindcă noi suntem mulțumiți de cum s-a derulat acest campionat. La clasele a 9-a, a 12-a, pe nivelul de clase a 9-a, a 10-a, a câștigat clasa a 10-a B. Capitanul de la 10-a B, bineînțeles că a fost, la fel ca la gimnaziu, implicat în realizarea locului reprezentativ al școlii. Etapa locală la fotbal la liceu, urmând să se desfășoare mâine, începând cu ora 2 la școala generală numărul 8 la sala de sport. În competiție vor participa și alte echipe din oraș. Ca să reiau ideea, deci clasa a 10-a B a jucat finala cu clasa a 12-a C, câștigătoare la nivelul claselor a 11-a și a 12-a, și o surpriză plăcută a fost că a câștigat clasa a 10-a B, spre dezamăgirea celor din clasa a 12-a C. Dar asta este situația, asta e un sport care foarte mult pune accent pe abilitățile de moment, pe competențele de moment, pe capacitatea de a se organiza și de a se implica într-un anumit moment. La volei, asta a fost la fotbal, la volei tot clasa 10 avea câștigat la liceu, urmând ca mulți elevi din această clasă să fie implicați în echipa de volei a liceului. Competiție care se va derula în perioada imediat următoare, respectiv spre sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Da, mulțumesc, domnul profesor. Adolescența este o vârstă a întrebărilor, uneori a schimbărilor. Este o perioadă frumoasă, însă uneori mai apar și diverse complicații. Despre problemele pe care le întâmpinăm în adolescență va discuta doamna consilier școlar.
Mă aflu aici alături de o elevă de clasa 9 a Colegiului nostru Național Traian Doda. Adina, ne poți spune cum te-ai integrat în clasa 9? Recunosc, la început am fost crispată cu gândul că o să merg la liceu, însă în momentul în care am ajuns aici și am văzut acest colectiv foarte primitor, am reușit să-mi schimb perspectiva. În general vorbind, problemele adolescenților sunt probleme comune cu ale celorlalte categorii de vârstă de elevi și putem aminti probleme comportamentale generate de diversi factori, probleme în familie, probleme emoționale, probleme pe care le au în relații, probleme de comunicare și așa mai departe, deci la fel ca și celelalte categorii de elevi. Dacă însă ne referim la această perioadă a adolescenței, nu putem să nu avem în vedere particularitățile de vârstă la această categorie, pentru că, în general, necunoașterea particularităților de vârstă conduc și sunt un factor declanșator pentru majoritatea problemelor existente și din această cauză se adresează Cabinetului de Asistență Psihopedagogică. Pentru că adolescența e o vârstă a experimentării, a experiențelor trăite maxim, a căutării sinelui, a identității sinelui. E o perioadă în care adolescentul își caută sinele în raport cu ceilalți și în raport cu societatea în care trăiește. Și această autodefinire a sinelui, acest status, generează o serie de probleme. Adolescenții sunt foarte sensibili emoționali, aceștia pot fi foarte ușor lezați. O simplă remarcă venită din partea unui prieten reprezintă pentru ei o adevărată tragedie, sfârșitul lumii. Această căutare a identității, spuneam, generează și o serie de probleme în raport cu societatea în care trăiește. Tensiunea dintre el și societate, relațiile pe care le dezvoltă în sânul familiei sau în școală sau în anturajul în care își desfășoară activitatea, sunt mereu experiențe pe care le trăiește și pe care trebuie să le trăiască pentru a trece la viața de adult. Sigur că sunt probleme specifice vârstei, cum ar fi alegerea carierei, alegerea unui stil de viață, începerea vieții sexuale, de asemenea, este o problemă pentru adolescenți și una chiar foarte importantă. În familie, slabă comunicare și acolo unde există slabă comunicare, e nevoie de intervenții. O serie de probleme la această vârstă. Acum, dacă ne referim la problemele din familie, în raport cu familia adolescentului, sunt aici o serie de factori ce influențează. În primul rând, spuneam, necunoașterea acestor particularități. Pe de altă parte, pentru copil, pentru adolescent, părintele nu mai constituie un model, ca și până acum. Dacă până acum era un model, acum, la vârsta adolescenței, poate deveni obiectul critic, pentru că spiritul critic al adolescentului este exacerbat uneori. Așadar, deseori părintele este criticat pentru felul în care se îmbracă, pentru felul în care se comportă și care nu mai corespunde cu
ideile și așteptările copilului. Deci tot felul de conflicte. Există tipuri de familii foarte intruzive, care au reguli foarte stricte și mult prea stricte și intruzive. Copilului este invadat cumva spațiul intim și la această vârstă el simte nevoia de libertate, simte nevoia de autonomie, de independență. Ori în acele familii unde nu are această libertate, sigur nu prost înțeleasă, poate fi sufocat, cumva se simte ștrangulat și atunci sunt, iarăși, apar problemele. Acele familii unde nu sunt reguli stricte, unde nu există autoritate, de asemenea sunt probleme care le rezolvăm mai ușor sau mai greu. O altă categorie de probleme în familie ar fi în acele familii cu părinți plecați în străinătate. Copiii sunt lăsați în grija rudelor apropiate sau prietenilor și nu, uneori copilul nu recunoaște autoritatea acestor persoane în grija cărora sunt lăsate și atunci din nevoia de a avea totuși autoritate, copilul caută autoritatea undeva în grupul de prieteni, în anturaj. Dacă există situații în care grupului de prieteni sau anturajul nu este tocmai potrivit, spunem noi, e influențat în mod negativ de acesta. La această vârstă, ei se pot apuca de fumat, adolescenții, spre exemplu, tocmai pentru a fi recunoscut de grup și acceptat de grupul de prieteni. Dacă unul dintre prieteni sau mai mulți dintre prietenii lui fumează, atunci pentru a fi și el din nevoia aceea de a copia, de a imita și de a fi în rând cu ceilalți, sigur că se apucă și el de fumat. Asta n-ar fi cel mai rău lucru, însă au fost cazuri în care s-au apucat de substanțe, de consum de substanțe interzise. Sunt influențați, în general, în anturaje nu tocmai potrivite, către violență, către delicte de tot felul, pentru că la această vârstă e ușor de încălcat principii și norme ale sociale. Tocmai din nevoia adolescentului uneori de a epata sau de a atrage atenția asupra lui. Tot în familiile foarte restrictive sunt probleme cu adolescenții atunci când sunt interzise foarte multe lucruri și tocmai pe principiul acesta al fructului oprit, adolescentul experimentează și se supune anumitor provocări și încearcă, chiar dacă de multe ori dă greș și pe urmă regretă ceea ce a făcut. Însă experimentează, e specific vârstei lui. Cam astea ar fi cazurile de probleme, să le spunem, care apar în rândul adolescenților în ceea ce privește relația cu familia. Un alt tip de probleme îl constituie problemele legate de școală, cele de adaptare sau de acomodare. O perioadă dificilă este trecerea de la un ciclu școlar la altul, de la gimnaziu la liceu, spre exemplu, sau de la ciclu primar la gimnaziu, dar nu, aici nu e cazul adolescenților. Dar în cazul adolescenților de la gimnaziu către liceu, e o treaptă grea pentru ei. Sunt tot felul de probleme în școală, probleme de comunicare, probleme legate de conflicte ce apar între ei și chiar unii dintre profesori, colegii de școală, sigur probleme ce pot fi
remediate în cazul în care se adresează cabinetul de asistență psihopedagogică. În perioada 30 octombrie-3 noiembrie, în liceul nostru s-a desfășurat săptămâna altfel, bogată în activități extrașcolare. Colegii noștri au aflat câte ceva despre ce au făcut elevii, mici și mari, în această săptămână. Am fost la Experimentarium în Timișoara, o colaborare între Facultatea de Politehnică și Universitatea de Vest. Și acolo ne-au întâmpinat doi profesori universitari care ne-au arătat anumite experimente. Apoi ne-au lăsat pe noi să vedem celelalte experimente, ceea ce mi s-a părut foarte util, deoarece am putut pune în practică lucrurile pe care le-am învățat la școală, la fizică și nu numai. Bună, numele meu este Ursulescu Ovidiu și am să vă vorbesc despre excursia la Cluj alături de doamnele profesoare Lidia Lala și Maria Frențiu. Excursie ce zic eu că a fost una perfectă. Traseul a inclus deplasarea de la Caransebeș, urmând Hațe, Gorăștie, Alba Iulia, Turda și Cluj-Napoca. Unele dintre obiective au fost Salina Turda, Cluj Arena, Grădina Botanică din Cluj și Groapa de la Iud. După părerea mea, excursia a fost una reușită și vă recomand să mergeți și dumneavoastră cu aceste cadre didactice. Tocmai s-a încheiat săptămâna altfel. Ce activități ați avut voi, elevii de la clasa 5-a? Miercuri am avut o petrecere de Halloween, unde am avut multe costume și măști și am fost la o paradă pe centru și la primărie ca să colindăm. Marți, în 31 octombrie, am fost la filmul tău. Ne-a plăcut foarte mult, deoarece acel film era unul palpitant. Vineri am fost la Biblioteca Municipală din Caransebeș, unde am petrecut o oră printre cărți. În cadrul săptămânii altfel, am avut ocazia de a vizita unul dintre cele mai frumoase orașe ale țării, și anume Cluj. Împreună cu doamna dirigintă am avut ocazia de a descoperi partea istorică și arhitecturală a Clujului, ce se îmbină cu partea modernă. Pe parcursul celor două zile am putut observa diferențele etnice provocate de buna pregătire a facultăților ce atrag tineri din diverse țări. Prima oprire făcută în Cluj a fost la Grădina Botanică. Acolo ne-am îmbunătățit cunoștințele în ceea ce privește multitudinea de plante. Grădina este repartizată în zone cu diferite specifice geografice, iar în ceea ce privește restul săptămânii am avut activități ce ne-au unit ca grup și ca școală. În data de 31 octombrie până în data de 1 noiembrie am avut ocazia de a vizita anumite obiective turistice din orașele Alba Iulia, Aiud și Cluj, fiind săptămâna altfel. Prima oprire a avut loc la cetatea din Alba Iulia, apoi la Muzeul de Științe ale Naturii din Aiud, unde am putut observa cele mai primitive forme de viață până la marea diversitate a lumii animale din zilele noastre. În continuarea excursiei, ne-am oprit la Salina Turda, acesta fiind ultimul obiectiv vizitat în prima zi. A doua zi, am mers la Grădina Botanică din Cluj, unde am putut vedea multe forme de plante, apoi am fost la Arena Națională tot din Cluj. Pentru mine a fost o experiență minunată, un timp plăcut petrecut împreună cu colegii mei. Vă mulțumim pentru atenția acordată și ne vom revedea în preajma sărbătorilor de iarnă. La revedere!